Petrecerile de nuntă sau botez au fost sistate în starea de urgență. Cei care aveau evenimente planificate în acest an le-au amânat pentru toamnă sau pentru anul următor, în speranța că lucrurile vor reveni la normal. În acest moment, restaurantele au sistat rezervările pentru evenimente private. Nici o nuntă nu s-a organizat cu participarea a 8 persoane. Înconjurați de nisip și briza mării, din ce în ce mai mulți tineri optează pentru o nuntă exotică, oficiată direct pe plajă. Odată cu pandemia, evenimentele programate vara aceasta au fost amânate. Soare, valuri, nisip și mult romantism. Cam despre asta este vorba la o nuntă pe malul mării. E locul perfect unde să vă petreceți cea mai importantă zi din viață. Mara și viitorul ei soț aveau nunta programată pe 15 august, dar pandemia le-a dat peste cap toate calculele. Evenimentul lor a fost reprogramat pentru 26 septembrie, însă nici această dată nu este sigură. Am încercat să o dregem, ca să-i spunem așa, și am mutat-o tot în acest an. A fost programată pe 15 august 2020 și am reprogramat-o pe 26 septembrie 2020. Noi am avut și avem, de fapt, niște furnizori foarte ok, gen înțelegători, au înțeles că nu depinde de noi, ci a depins de întreaga omenire și ne-am făcut în așa fel încât ca toți să avem acea dată liberă. Mara își dorește să-și organizeze cununia civilă în Bătaia Brizei, lângă frumusețea nemărginită a mării. Cununia nu suntem deciși încă, ori o vom lăsa la starea civilă, ori dacă nu, vom face ceva pe plajă, intim, în familie. Fotografii care participă la evenimente au fost și ei nevoiți să reprogrameze evenimentele. Marius spune că este optimist, atât el cât și cuplurile cu care urmează să aibă evenimente. Acesta se simte norocos pentru că nu a fost nevoit să anuleze vreun eveniment, ci doar să amâne. Au fost nunți amânate, anulate nu am avut niciuna. Clienții sunt optimiști. Am clienți care am discutat cu ei și mi-au spus: domne, noi am cumpărat rochii, am cumpărat verighetele, am cumpărat tot. Noi nu putem să așteptăm până la anul, că la anul poate rămân însărcinată, nu mai vine rochia, au investit niște bani, adică sunt niște pierderi. Și oamenii se gândesc, într-adevăr, i-am și sfătuit, dacă în caz de nu o să mai, nu știu, nu o să ne interzică să facem nunți cu mai mult de, nu știu, de 50 de persoane sau așa, atunci, într-adevăr, oamenii trebuie să înțelegem, pentru că nu poți să vii la un eveniment doar tu, fotograful și cu părinții. Toți vor să aibă o petrecere mult visată, ne punem în situația lor și ca mireasă te gândești cum să fii în ziua respectivă, adică să nu ai griji, să te gândești la măsurile de prevenție care trebuie să le iei în privința invitațiilor. Invitații la fel sunt și ei puțini acum din cauza acestei pandemii. Bănuiesc că se gândesc că nu o să mai vină la eveniment, că să nu ia acest virus, dar suntem optimiști și clienții sunt optimiști. Cei care își doresc un eveniment de poveste într-un cadru deosebit aleg să vină la mare, pentru că aici fiecare nuntă este unică. Organizatorii de evenimente spun că acesta ar fi fost un an bun, însă pandemia i-a dat și pe ei peste cap. Aceștia au ales să amâne evenimentele pentru toamnă sau pentru anul următor, iar cei care vor să-și unească destinele nu sunt dispuși să renunțe la ideea de nuntă pe plajă. Anul acesta era un an bun, foarte bun. Aveam evenimente în fiecare weekend, bineînțeles, ținând cont că organizăm nunți la mare și sezonul exclusiv este mai-septembrie. Deci era un sezon bun. Câte rezervări aveați, spre exemplu, pe acest segment de nunți la mare? Undeva în jur de 20 de evenimente. A venit pandemia. Cum va fi la dumneavoastră, v-aș întreba? Ca în cazul tuturor organizatorilor de evenimente, toate nunțile care erau programate să aibă loc în lunile mai, iunie, iulie, inclusiv august, au fost reprogramate exact peste un an. S-au păstrat aceeași dată, practic același weekend, ca să putem să ne organizăm și cu restul furnizorilor. Și acum așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile și pentru cele din septembrie. Cei care își doresc în următoarea perioadă o nuntă pe plajă trebuie să știe că rezervările se fac în principiu cu un an înainte, iar locurile sunt limitate.